Bună seara! Sunt Agafiță Petre, președintele Partidului Democrat Liberal, Organizația Valea Seacă. Ca urmare a unor acuze aduse de către unii membri din organizația Partidul Democrat Liberal Pașcan și chiar Valea Seacă, care ne acuză că PDL-ul a fraudat alegerile, venim cu un drept la replică. Drept la replică pe baza unor documente. Deci noi am făcut două memorii către parchetul pe lângă Curtea de Apel Iași, Procurorul General, în urma cărora s-a făcut cercetări și Curtea de Apel Iași, secția penală, în ședința penală numărul 119, ședință publică din 15 septembrie 2011, complet compus din președinte Tatiana Juverdeanu, prefier Veronica Mihalache, hotărăsc următoarele, am să vă citesc. Deci ce hotărăște? Respinge ca inadmisibilă plângerea formulată de Organizația Județeană Iași a Partidului Democrat Liberal, Organizația Municipală Pașcane a Partidului Democrat Liberal și Organizația Valea Seacă a Partidului Democrat Liberal împotriva rezoluției de neîncepere a urmăririi penale din 6 octombrie 2010, dată în dosarul numărul 521/2009 a parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, verificată și menținută prin rezoluția din 8 noiembrie 2010, dată în dosarul numărul 749 din 11/2/2010 a parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. Respinge ca tardivă plângerea formulată de Organizația Județeană Iași a Partidului Democrat Liberal, la data de 9 martie 2011, împotriva aceleași rezoluții de începere a urmăririi penale, verificată prin rezoluția din 17 martie 2011, dată în dosarul 255 din 11-2-2011 al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. Admite plângerea formulată de petentul Miron Mihai împotriva rezoluției de începere a urmăririi penale din 6 octombrie 2010, dată în dosarul numărul 521/2009 al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, verificată prin rezoluția din 8 noiembrie 2010 a Procurorului General, dată în dosar 749 din 11-2-2010 a parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, pe care o desfințează în parte, în cel privește pe intimatul Roman Valeriu, intimata Corlocaru Mariana și intimatul Afloraie Dionisie și trimite cauza Procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași pentru continuarea cercetărilor în vederea începerii urmăririi penale împotriva intimaților Roman Valeriu sub aspectul comiterii infracțiunii prevăzute de articolul 323, articolul 288 alineatul 1 cod penal, articolul 291, articolul 25 raportat la articolul 246 cod penal și pentru faptele reclamate prin memoriu, plângere aflată la fila 30, dosar numărul 521/2009 al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, față de Cojocaru Mariana, sub aspectul comiterii infracțiunii prevăzute de articolul 323 alineatul 1, cod penal, articolul 288 alineatul 1, cod penal, articolul 291 cod penal și articolul 246 cod penal și față de Afloraie Dionisie, sub aspectul comiterii infracțiunii prevăzute de articolul 323 alineatul 1, cod penal, articolul 288 alineatul 1, cod penal, articolul 291, cod penal și articolul 25, raportat la articolul 246, cod penal. Desfințează în parte corespunzător rezoluției din 8 noiembrie 2010, dată în dosar 749 din 11-2-2010. Ține celelalte dispoziții ale rezoluției de neîncepere a urmăririi penale și ale rezoluției din 8 noiembrie 2010, dată în dosar 749 din 11-2-2010. Primite plângerea penală formulată de Organizația Județeană Iași a Partidului Democrat Liberal și petentul Miron Mihai, numită memorie, aflată la filele 25-32, dosarul Curții de Apel,
la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru efectuarea cercetărilor penale potrivit competenței după calitatea persoanei. Constată eroare de numerotare în dosarul penal numărul 521/2009 al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, privind firele 122, 133, 316, 318, 392, 394, firele 415. Obligă Organizația Județeană APDL, Organizația Municipală Pașcani APDL și Organizația Valea Seacă APDL să achite statului fiecare câte 150 lei, cheltuieli judiciare și suma de 1000 lei reprezentând onorariul avocat ales intimatului Napoleon Alin Spinache. Definitivă. Pronunțată în ședință publică astăzi 15 septembrie 2011. Președinte Juverdeanu Tatiana Grefier Mihalache Veronica. După cum vedeți, hotărârea este din 15 septembrie, dar motivarea a ajuns abia acum. Și după cum... Și este definitivă, da. Și este definitivă. Și după cum v-am promis, am venit și cu motivarea care conține un număr de 17 file. Nu știu dacă o să aveți timp să redactăm, dar sper că aici spune totul. Deci... Domnul Gafiță, da. Foarte scurt. Ce anume a hotărât instanța? Fără să citiți articole de lege, mai clar, a dat... Admitere, plângerea formulată de petentul Miron Mihai împotriva rezoluției din începerea urmăririi penale. Adică mai exact? Admite. Deci mai exact, admite... Deci petentul Miron Mihai nu mai este urmărit penal. Deci a admis plângerea. Am să fac o mică corectare, în primul rând, de ceea ce a spus domnul Agafiță, la faptul că eu nu am fost, sau noi, nu am fost urmăriți penal, atât eu cât și Partidul Democrat Liberal. N-am fost urmăriți penal și acum suntem sporții sub urmărim penal. Noi am fost acuzați, pur și simplu că am fraudat, am fost acuzați fals și s-a depus dovezi false și fabricate la dosar după data judecării. Deci vreau să revin și am spus de atunci de la proces cine a fost acolo, un ziarist, un cameraman de la dumneavoastră, nu știu care a fost, că am spus că nu am încredere în justiție. Ei, s-a dovedit acum că justiția de la Pașcani este coruptă. De ce? Pentru că acest dosar, acest proces s-a fabricat, s-a înscenat, s-a judecat pe bază de niște articole neconstituționale, s-a judecat fără probe la dosar, s-a judecat în ziua judecății, s-a judecat doar cu un dosar gol, susținit de niște oameni care erau implicați în această scenarie, în acest joc de interese ale Partidului Social Democrat. Spun aceasta deoarece s-a încălcat legea 67, cel puțin în 3 articole. Și am să vă spun cum. În primul rând, când s-a depus cererea de către Roman Valeriu în termenul legal, dar nu era competent, deci el n-avea competențe să depună cererea, s-a venit a doua zi și s-a depus cerere din partea organizației PSD Pașcani, care nici aceasta nu avea competențe. Ei, aici, completul de judecată a închis ochii. Și atunci vă întrebați și mă întreb și eu, de ce a închis ochii? De ce a încălcat legea? Când legea spune clar, se depune în decererea sau sesizarea, se depune în numele organizației care a participat în alegeri. Ori, organizația Pașcani n-a participat la alegeri. De asemenea, nu se depune în nume propriu. Ce a căutat Roman? În nume propriu. Deci, eu nu-i acuz pe acești oameni că au depus, eu-i acuz pe justiția care a acceptat aceste încălcări frauduroase, această fraudă crasă și nu știu cum să o numesc, nu sunt în justiție ca să am termeni. Dar eu, 2 ani de zile m-am plâns că anularea legii la Valea Seacă s-a făcut în mod frauduros de către instanța de judecată de la Pașcani. Am făcut plângeri la Iași, de asemenea am vrut să vă spun
că început să vă spun un alt articol pe care s-a încălcat în momentul când s-a dat sentința de la Pașcan de anulare a legilor. A fost de asemenea a fost acela că nu ni s-a dat voi la intervenții. Eu vreau să spun în final, dacă așa, vreau să vă spun în final că eu nu urmăresc neapărat acum să ajung primar sau nu urmăresc neapărat acum să-i văd, cum să spun eu, decât urmăresc, ca să nu să mai explic, eu urmăresc ca să se facă dreptate și dacă în legea 67 spune că cei care fraudează să fie condamnați, apoi eu asta vreau să văd fraudatorii să fie condamnați. De-o-i fi eu, de-ar fi altcineva și sunt dovezi, aceia care sunt dovediți, aceia să fie condamnați conform legii. Pentru că trebuie odată și odată, vin din nou alegeri și dacă nu punem stop la aceste mașinării, la acest sistem de a face politică și de a alege, dacă alegerile acum se fac de către justiție, îmi pare rău, înseamnă că noi ar trebui să ne mai prezentăm la alegeri. În care vine distanța, vă știi de cază, veți reveni în funcția de primar. Da, bineînțeles. Șapte voturi. Deci este câștigătorul turului 2, domnul Mirab. Câștigătorul alegerilor și nu mă întâmplă.